Trece azi și trece mâine. Richard Dezeanu are mare grijă de el și duce un mod sănătos de viață, numai că într-un mod mai neobișnuit. În fiecare an se scufundă la copcă. Chiar de vremea trece nouă star, să-ți îmbătrânească inima, s-o ai tânără să poți cânta. Dacă afară s-a mai încălzit un pic în ultimile zile, asta nu înseamnă că apa din lac nu e rece. Acum târziu, 3-4. Adică nu e atâta vitejie, să cum zic. Este un mod de viață, nu? Deci chestiile astea, modul ăsta de viață m-a și făcut ca să fiu așa, să mă dau în extreme. Când zbor cu deltaplanul, când fac copca, vara fac izvor, deci îmi dau cu găleata apă recipicată. Când fac kickboxing sau box. Ricky ne-a mărturisit că nu este frică de nimic, în afară de Dumnezeu și de femeile frumoase. Mă tem de Dumnezeu doar și de femei frumoase. Mă tem în ghilimele. Eu categoric nu vă sfătuiesc să-l urmați pe Ricky Ardezeanu. Parcă este un îndemn mereu, cât trăiești să iubești. Sunt salvatori aici, sunt oameni care primesc pentru asta salariu, pentru pescare, atât unul stă acolo. În special au grijă de aia care pescuiesc, ca să nu crape gheața, să se ducă sub gheață. Iarna microbi nu sunt, fiindcă toți duși ca peștele la fund, apa este curată și apoi... Aceea este o zonă, lacul ăsta este curat, deci este mai mult din izvoar, așa că este o zonă ecologic curată. Le-aș dori ca să fie mai activ, să nu să se teamă de toate extremele acestea ale vieții, fiindcă toate astea în bloc mobilizează organismul și te fac ca să mergi prin viață mai ușor, să nu bolești, să nu ai maladii. Timpul își urmează drumul său, iar când vezi tot ce e în jurul tău, parcă este un îndemn mereu. Ce n-o lăsa să-ți îmbătrânească inima, s-o ai tânără să poți cânta.